Salut tuturor, numele meu este Darius și astăzi o să vă învăț cum să dați InstaSmoke în Window pe Anubis. Eu n-am comandă de fiecare spawn, așa că o să dau de fiecare dată MP Restart Game 1 în consolă și aștept să-mi dea spawn respectiv. Uite, avem primul spawn, ăsta se numește spawnul întâi. Avem nevoie de un smoke. Când suntem așezați aici, nu știu dacă vedeți voi, primul geam, da? Mai jos este o cărămidă foarte lungă, da? Nu cea de aici, cea de lângă. Fix de lângă cărămida aceasta lungă, puneți ținta în mijlocul cărămizii acestei cărămizi. Ce am zis? Nu știu, v-ați prins voi. Puneți ținta fix în mijlocul ei. Space W în același timp. Și o să trezeze în window. Spawnul al doilea. Al doilea spawn este de aici, din stânga hărții, de lângă acest canal. Reperul este acesta. Al treilea geam, 1, 2, 3, 4, 5. Al treilea geam, puneți ținta fix în colțul lui stâng. Space. Doar space, fără W. Și o să trezeze în window. Următorul spawn. Al treilea spawn este cel din față. Vă luați reper că aveți această ușă în fața voastră foarte aproape. Vă luați un smoke, iar reperul este această dungă, acest lemn. Puneți ținta pe lemn și puțin mai jos. Deci, între acest pătrat și lemn, mergeți puțin aici, trageți în dreapta până la cărămidă și apăsați doar space. Și o să meargă fix în window și puteți lua mid-ul foarte ușor. Următorul spawn. Al patrulea spawn este din cel din stânga de tot, de lângă mid, care merge foarte repede lângă mid sau în B. Vă luați reper această cărămidă, nu cea de sus, cea a fost fluorescentă, cea de jos mai cu culoare. Puneți ținta între această cărămidă și acest geam. Deci puneți ținta între ele două. Deci aici este cărămida, acesta este geamul, puneți ținta fix între ele două, space, fără W. Și să trezeze în window. Foarte ușor. Și ultimul spawn vine acum. În sfârșit mi-a dat ultimul spawn. Dau de 15.000 de ori Empire Star Game 1 și în sfârșit am primit spawn respectiv. Acesta este ultimul spawn numit spawnul 5, pentru că sunt doar 5 spawnuri unde te respawnează în T-spawn pe Anubis. Nu știu dacă vedeți voi aici, este o dungă. Este o gaură în perete aici. Puneți ținta în stânga acestei găuri și doar space. Simplu. Foarte simplu. Și cam astea sunt smoke-urile pe Anubis. Sunt doar 5, foarte ușor de învățat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, un share dacă doriți. Și fac live-uri aproape zilnice seara între 9 și 10 seara. Deci, dacă vreți să intrați pe live, vă aștept cu mare drag. Ne vedem pe live și dacă nu, ne vedem la următorul episod unde fac un tutorial cu toate smoke-urile pe window pe mapa Ancient. Mulțumesc de vizionare, ne auzim data viitoare, pa, pa!